tuturor, sunt Cristina Costache și bine ați venit sau revenit pe acest canal de YouTube. În videoclipul de astăzi vorbim despre produse terminate. După cum puteți vedea aici în spatele meu, am foarte multe produse, eu cred că vedeți decât jumătate dintre ele, pentru că toată măsuța mea de machiaj este plină cu produse. Și după cum v-am obișnuit, le-am pus pe categorii, am aici atât produse de make-up, produse de skincare, produse de corp și produse de păr. De fiecare dată mă strădui să vin cu ceva nou și produsele pe care le cumpăr de obicei, pe care le-am mai inclus în unele empty-uri, să nu le mai includ și aici, deși cred că mai sunt câteva despre care v-am vorbit, dar nu foarte multe, în rest sunt produse noi, chiar sunt multe produse noi pe care le-am testat în ultimul timp, pentru că piața este plină de produse din toate domeniile și din toate categoriile de prețuri, să spun așa. De obicei mă strădui să testez produse și mai accesibile și mai puțin accesibile, ca să fie pentru toate categoriile, pentru că îmi doresc să vin cu recomandări bune către voi și voi la rândul vostru să vă alegeți produsele potrivite vouă. Desigur că ceea ce mi se potrivește mie nu mi se potrivește tuturor. Trebuie să testați și voi pe pielea voastră ca să vedeți dacă vă plac produsele, pentru că ceea ce îmi place mie nu poate să le placă tuturor, să spun așa. Vedem dacă vi se potrivesc tipului vostru de ten, tipului vostru de păr, corpului și așa mai departe. Deoarece canalul meu se bazează pe make-up pentru că sunt make-up artist, o să încep cu produsele de make-up. Și am aici, din nou, foarte multe. O să încep, cred că, cu fonurile de ten. Am aici două fonuri de ten și primul fon de ten este de la Yves Saint Laurent. Se numește All Our Acre de Peau. O să vă arăt așa fiecare produs în parte, astfel încât să citiți voi denumirea, poate să faceți un screenshot. Totuși o să mă strădui să vă las toate produsele pe care le menționez în descriere ca să fie mai ușor și vouă. Nu o să vă spun foarte multe detalii despre acest produs pentru că am un review pe canalul meu. O să vă las un link undeva aici ca să vedeți dacă vă interesează impresia mea despre acest produs. Este un produs care mi-a plăcut și cu siguranță o să-l mai cumpăr pentru că îmi place textura, îmi place mirosul, are un miros foarte plăcut, îmi place cum arată pe ten, arată foarte natural, este potrivit tenului normal, tenului mix spre gras și tenului gras. Este un fond de ten foarte rezistent, rezistent la transpirație, la transfer, rezistent la apă, are o textură foarte light, nu încarcă tenul, nu are efect de mască și nuanța pe care am avut-o eu este BD20, este o nuanță potrivită pentru mine, este o nuanță cu subton cald, potrivită persoanelor mai deschise la culoare. Dacă aveți tenul ca și al meu, nuanța tenului ca și al meu, mai degrabă cu siguranță vi se va potrivi și este și o nuanță de bază închid. Următorul fond de ten este de la Kvity Beauty, se numește Good Apple Skin Perfecting Foundation Balm. Eu l-am în nuanța medium 027. Cam așa arată produsul. După cum puteți vedea, mai este puțin produs prin marginile acelea. Cred că mai am două utilizări din el și oricum o să-l pun în produse terminate, așa că l-am inclus în acest videoclip. Și despre acest fond de ten am un review pe canalul meu, o să vă las un link aici să-l vedeți. După cum v-am obișnuit, la fiecare recenzie despre un fond de ten, vă arăt cum îl aplic, vă spun informații despre el, vă arăt cum rezistă pe parcursul zilei, v-am spus toate aceste informații în acel videoclip, totuși pot să vă spun că este un produs care îmi place. Am mai menționat aceasta și în review, am mai menționat aceasta și în alte tutoriale. Cel mai des l-am aplicat în machiajul zilnic pentru că îmi place atât de mult cum arată. Este un produs potrivit tenului normal, tenului mix spre uscat și mix spre gras. Nu se potrivește tenului gras pentru că nu va rezista pe acesta pe parcursul zilei, va rezista foarte puțin. Deși are o acoperire medie spre mare, îmi place că arată foarte natural, textura este una foarte lejeră. V-am mai spus eu că parcă oferă tenului un efect de blurring, parcă blurează porii. Cu siguranță o să-l mai cumpăr, totuși pot să zic că nu este un fond de ten accesibil. Acest recipient conține 10 grame, da, 10 grame de fond de ten și a costat 30 de lire sau 29, cam așa. Nu conține foarte mult produs, dar totuși merită. Dacă sunteți dispuși să dați atâția bani pentru un fond de ten, desigur, eu ca make-up artist încerc din toate categoriile și vin cu recomandările mele către voi, dar ține de voi dacă vreți să încercați acest produs sau nu. Am aici o bază matifiantă și este de la Kiko Milano, se numește Matte Face Base. Cu siguranță ați mai văzut acest produs în tutorialele mele, deși nu l-am terminat, cred că mai are destul produs, totuși a expirat și îl voi arunca. Este un produs care a fost ok, nu zic că m-a impresionat foarte tare, într-adevăr își face treaba, matifiază porii, uniformizează tenul, dar ca să-l recumpăr nu și-a făcut foarte mult impactul acela în care să zic că da, îmi place foarte mult și fără acest produs nu pot să trăiesc. Deci nu cred că o să-l mai recumpăr. Dacă aveți o bază matifiantă accesibilă, puteți să încercați acest produs. Am terminat 3 creioane de sprâncene și nu știu cum sunteți voi, dar la mine creioanele de sprâncene se termină atât de repede. Le folosesc atât pe mine cât și pe cliente și se termină, nu știu,
foarte repede. Deci, primul creion este de la Maybelline. Se numește Brow Ultra Slim în nuanța Soft Brown. Vi l-am mai arătat, cred că v-am arătat acest produs, cel videoclip în care vă arătam eu cum îmi conturez prin cenele. Este un produs ok, dar nu pot să zic că m-a impresionat atât de mult. Textura este puțin prea moale și mie îmi place ca creionul pentru sprâncene să aibă o textură mult mai rigidă pentru că trasează mult mai frumos firele și este mult mai rezistent. Știu că sunt persoane care le place foarte mult acest produs, pe mine nu m-a impresionat atât de mult și nu știu dacă o să mai recumpăr, dar totuși este un produs bun, puteți să-l încercați, de ce nu? Totuși, creionul de sprâncene pe care îl cumpăr și îl recumpăr întotdeauna, cred că vi l-am arătat în multe tutoriale, este acesta de la NYX, care se numește Micro Brow Pencil în nuanța Taupe. Cred că acesta de la NYX și cu acela de la Maybelline, cred că au cam aceleași prețuri. Dacă nu mă greșesc, acesta este 10 lire și cel de la Maybelline 8 lire. Totuși, pot să zic că îmi place mult mai mult acesta de la NYX, pentru că are o textură mult mai rigidă, mult mai cerată și trasează mult mai frumos acele firicele. Pe acesta deja l-am recumpărat în două nuanțe. Nuanța Taupe este o nuanță de bază în kitul unui make-up artist pe care o cumpăr mereu și de data aceasta mi-am mai cumpărat, cred că și nuanța Ash Brown, care este potrivită pentru brunete, dar nuanța Taupe este potrivită pentru blonde și pentru șatene. Și ultimul creion de sprâncene este de la Eyebrow Queen Brow Pro în nuanța 4 Medium Brown. După cum puteți vedea, ambalajul este mult mai luxury și acesta este un produs mult mai scump de sprâncene. Cred că costă undeva 20 de lire sau 22, nu mai știu sigur. Este un produs pe care l-am primit într-un pachet de PR de la Eyebrow Queen. Într-adevăr, mi-a plăcut foarte mult. Asta pentru că este diferit. Are o formă triunghiulare și textura este mult mai ok, este diferită față de produsele acelea pe care vi le-am arătat și, sinceră să fiu, chiar se vede diferența de calitate. Să știți că mai am puțin produs aici și am trasat aici niște liniuțe, să vedeți swatch-ul. Foarte frumos și natural trasează firele. Și celelalte produse le trasează frumos, însă acesta este mult mai precis și textura este mult mai ok. Nu zic asta pentru că a fost pachet de PR, chiar mi-a plăcut produsul, își merită banii într-adevăr, doar că eu nu l-aș recumpăra mereu pentru kitul meu de make-up artist, pentru că este totuși un produs destul de scump, foarte repede se termină creioanele de sprâncene din kit, și mi se pare că este o investiție în plus. Și că tot suntem la sprâncene, am aici și un gel de sprâncene de la Benefit 24 Hour Brow Setter. V-am mai vorbit despre el în tutorialele mele. Este un produs care îmi place foarte mult și cred că foarte multe persoane iubesc acest produs. Într-adevăr, fixează foarte bine sprâncenele și cred că este cel mai bun gel de fixare a sprâncenelor de pe piață. Îmi place foarte mult aplicatorul, piaptănă frumos sprâncenele și le fixează. Se găsește atât în variantă mică cât și în variantă travel size. Eu l-am în variantă mare. Să știți că mi-a ajuns pe foarte mult timp. Chiar merită investiția, nu mai știu cât costă, dar cu siguranță s-o recumpăr. Și fără acest produs în kit, deci nu pot să stau deloc efectiv. Mai am un gel de sprâncene, de data aceasta este de la Bourjois și se numește Brow Design. În nuanța, nu mai știu care este nuanța, dar cred că este blond. Pentru că este unul foarte deschis și cu acesta obișnuiam să-mi deschid puțin sprâncenele. V-am arătat în acel tutorial despre sprâncene cum fac acest lucru. Este un produs accesibil, este un produs ok, oferă culoare sprâncenelor, nu pot să zic că le fixează foarte tare. Ceea ce nu-mi place la el este că parcă se scutură produsul de pe sprâncene și nu l-aș mai recumpăra cu siguranță. Am terminat acest eyeliner de la Mina, care se numește The 24 Pen Eyeliner nuanța 900. Cu siguranță știți acest produs de când l-am primit în pachetul meu de PR, îl folosesc în continuu și pe acesta l-am terminat, dar să știți că cred că mai am două. Unul este început și unul nou, de aceea îl tot vedeți în tutorialele mele. Pe acesta l-am finisat pentru că l-am deja, cred că de vara trecută. Este un produs care îmi place foarte mult, în primul rând pentru precizie. Trasează foarte bine și foarte ușor codițele. Cam așa arată aplicatorul, care e ca aceasta, vârful acesta mai degrabă. Este de un negru foarte intens și rezistă foarte bine, deci într-adevăr mi-a plăcut acest produs și pot să zic că este una dintre cariocile mele preferate.
Mai am o produs de la Mina și este o mascară, 24 Hour Level Up Mascara. Și pe această mascară cred că ați tot văzut în tutorialele mele și o am și acum pentru că am început alta nouă, pe aceasta am finisat-o și am început alta. Este o mascară care îmi place foarte mult, vă arăt cum este aplicatorul. Nu este de silicon, deși știți că eu prefer mascarele de silicon, dar totuși îmi place pentru că face genele atât de frumoase, le lungește, le definește și le îngroașă. V-am demonstrat eu în multe tutoriale că face niște gene de păpuși efectiv foarte frumoase, de parcă nici nu mai e nevoie de gene false. Într-adevăr îmi place și îl recomand cu mare drag. Mai am încă o mascara, de data aceasta este de la Maybelline, Lash Sensational, cam așa arată. Să vă arăt cum este și aplicatorul. Deci mi-a plăcut foarte mult această mascara, însă și pentru aplicator este de silicon și îmi plac foarte mult aplicatoarele de silicon când vine vorba de mascara. Plus că îmi place că este curbată și de regulă aceste aplicatoare care sunt mai curbate curbează foarte frumos genele și această mascara îmi face gene de păpușă. Într-adevăr îmi place foarte mult, le lungește, le curbează și cu siguranță o să mai cumpăr acest produs pentru că mi se pare că este unul dintre cele mai bune produse accesibile de pe piață. Mai am 6 produse de make-up și toate sunt rujuri, așa că o să încep cu acesta care este de la Bourjois, se numește Rouge Velvet de Lipstick, în nuanța. Nu mai știu care este nuanța pentru că s-a șters efectiv, dar cred că o am eu într-un tutorial și o să vă scriu în descriere. Cam așa arată produsul. O să fac totuși un swatch să-l vedeți. Îmi place nuanța, este o nuanță de nude spre oranj, totuși nu-mi place cum arată pe buze și cum miroase. Miroase foarte ieftin, foarte urât și pe buze nu hidratează, dar nici nu matifiază, deci nu-mi place cum arată. Mi se pare un produs demodat, să zic așa, de aceea l-arunc și nu-l mai folosesc. Mai am un produs de la Bourjois și de data aceasta este un gloss, un gloss cu sclipici care se numește Metallic Lip Cream în nuanța 300. O să vă fac și pentru acesta un swatch să vedeți nuanța. Nuanța este drăguță, nu miroase rău ca celălalt produs, doar că nu-mi place pentru că pe buze este prea lipicios și parcă mi se lipesc buzele. Nu știu, glosurile acestea care sunt foarte lipicioase, care se iau pe dinți. Deci efectiv se cunoaște glosul după textură dacă este ok sau nu. Acest produs nu mi-a plăcut și nu-l recomand. Și văd că mai am un ruj de la Bourjois. De data aceasta este un ruj mat din gama Rouge Edition Velvet în nuanța 21 Super Lip Brunette. Da, așa este nuanța. O să fac și pentru acesta un swatch. Deși are o nuanță foarte frumoasă de vișiniu, deși îmi place nuanța, nu-mi place deloc textura, nu-mi place cum arată pe buze și încercând 3 rujuri de la Bourjois, cred că mi-am făcut o impresie greșită despre rujurile de la Bourjois, dar nu pot să zic nimic. Sunt foarte curioasă dacă ați testat și voi rujuri de la Bourjois și dacă vă plac. Lăsați-mi impresia voastră mai jos în comentarii. Acesta din nou nu mi-a plăcut și nu-l recomand. Mai am încă un ruj ieftin care este de la Rimmel London, cred că. Da, Rimmel London Stay Matte Liquid Lip Color în nuanța 870. Miroase frumos, este o nuanță drăguță, închisă, cam așa arată, însă usucă excesiv buzele și nu-mi place. Deci nu-mi place textura, nu-mi place cum arată pe buze și nu-l recomand. În sfârșit am 2 rujuri care îmi plac. Deci, unul este de la NYX, se numește NYX Liquid Suede Cream Lipstick în nuanța 07, l-ați tot văzut în tutorialele mele. L-am folosit și pe buze, cât și pe post de bază de pleoape. Este o nuanță foarte frumoasă. O să vă fac și un swatch. Este o nuanță de nude superbă, care arată minunat și pe buze. Este foarte rezistent și îmi place că nu usucă excesiv buzele. Deci nu le usucă. Și rezistă toată ziua pe buze și pe pleoape de asemenea, dacă este folosit pe post de bază de pleoape. Mirosul nu este unul tocmai strălucit, dar la calitate aceste rujuri de la NYX chiar sunt foarte bune. Și ultimul produs de make-up este un ruj de la Milani, un ruj mat din gama Amore Mat, în nuanța 40. Vă fac un swatch să-l vedeți. Este superbă nuanța. Miroase delicios, pur și simplu. Și arată cam așa. Cred că l-ați mai văzut în videoclipurile mele, v-am mai vorbit despre el. Pentru că este un ruj puțin capricios. Aceasta este nuanța.
Este un borton mai degrabă și mi se pare că mie mi se potrivește minunat nuanța aceasta. Cu siguranță o să mi-l cumpăr din nou, pentru că am cumpărat nuanța 20, care este tot un roșu, dar este un roșu mai trandafiriu, un roșu puțin mai deschis. Și mi se pare că acea nuanță nu mi se potrivește atât de bine cum mi se potrivește aceasta, așa că cu siguranță o să mi-l cumpăr din nou, pentru că nu usucă excesiv buzele și arată foarte bine și este foarte rezistent, desigur, foarte, foarte rezistent. Pe post de bază de pleoape, anume această nuanță, nu am aplicat-o pentru că se usucă foarte repede și trebuie să-l retușăm destul de rapid. Iar acum să trecem la produsele de skincare și, spre deosebire de cele de machiaj, pe acestea le-am pus pe categorii pentru că am foarte multe și nu vreau să le amestec, așa că o să încep cu gelurile de curățare. Am aici un gel de curățare de la CeraVe, despre care v-am mai vorbit aici pe canalul meu și cred că v-am mai vorbit într-un Empties. Se numește Foaming Cleanser for Normal to Oily Skin. Este un gel de curățare potrivit tenului normal, tenului mix și tenului gras. Pentru prima dată l-am cumpărat în variantă mai mică. De data aceasta l-am cumpărat în varianta de 473 ml, dar am văzut în Super Drag că este o variantă și mai mare de atât, ceea ce este foarte bine pentru că știi că îți cumperi un produs în variantă mare și l-ai acolo mult și bine. Acesta, chiar dacă a fost în variantă mare, m-a ținut destul de mult și deja s-a terminat. Și din câte am văzut, mai este un gel de curățare care ar fi potrivit pentru mine de la CeraVe și cu siguranță o să-l încerc. Dar să știți că este un produs bun, care merită cumpărat și cred eu cu siguranță că o să mai fie recumpărat de mine. Totuși să știți că eu mă strădui mereu să testez și alte produse noi ca să vin cu noi recomandări către voi, dar să știți că unele produse care îmi plac foarte mult, extrem de mult, eu le recumpăr mereu. Dar cred că o să fac un alt videoclip despre acestea. Cred că pe viitor totuși o să fac un videoclip despre produsele pe care le recumpăr mereu și acolo să vă spun mai multe informații. Deci, să nu mai lungesc foarte mult vorba, eu îl recomand cu mare drag și dacă aveți tenul normal, tenul mic și tenul gras, puteți să-l cumpărați, să-l încercați, pentru că nu usucă foarte tare pielea, curăță foarte bine și îmi place textura. Textura este foarte moale. Mai am un gel de curățare și este de la Clinique, care se numește All About Clean, potrivit tenului uscat spre mixed. Aceasta este o mostră pe care am primit-o cu unele produse pe care le-am comandat de la Clinique. Să știți că, din punctul meu de vedere, se seamănă foarte mult cu acesta de la CeraVe. Și aici mă refer anume la textură. La fel, curăță foarte bine, textura este una moale, nu usucă excesiv tenul și chiar se seamănă foarte mult, așa că de-ar fi să aleg eu din acestea două, cu siguranță aș alege CeraVe pentru că este mai accesibil și este în variantă mai mare. Să trecem la tonere, dar înainte de asta am aici o apă termală, care este de la La Roche-Posay, se numește Thermal Spring Otter pentru tenul sensibil. Este în varianta mică, am avut-o și pe varianta mare și pot să zic că apele termale, aceasta de la La Roche-Posay și cea de la Avène, sunt preferatele mele. V-am mai vorbit despre aceasta într-un Empties, cred că, așa că nu o să mai repet. Îmi place că revigorează, îmi place că îmi dă așa o senzație de prospețime și îmi calmează pielea, o recomand cu mare drag. Am aici două tonere accesibile pe care le tot cumpăr în ultimul timp, pentru că să știți că am testat foarte multe tonere, mi-am dat seama acum. Cred că ați văzut și prin Empties-uri, am testat multe tonere accesibile, pot să zic, și am rămas la acestea pe care le cumpăr mereu, sunt de la Garnier, sunt din gama Garnier Skin Active, am aici un toner care este pentru tenul normal spre combinat, Aloe Refreshing Toner, cam așa arată, și varianta pe roz este pentru tenul uscat și tenul sensibil, care se numește Rose Soothing Toner. Îmi place că sunt foarte ok la ingrediente, îmi place că tonifiază foarte bine tenul, curăță impuritățile, sunt potrivite atât pentru rutina mea de skincare, cât și pentru kitul meu de make-up artist, produse accesibile și bune, deci cam atât am de zis. Am aici două produse cu acid glicolic, doar că sunt sub forme diferite, niște paduri și o loțiune tonică. Pe toner scrie că conține 5% acid glicolic, pe paduri nu scrie că conține 5% acid glicolic, doar că consider că sunt cam la fel. Aceleași produse, doar că sunt forme diferite. Le-am încercat pe amândouă și, sincer să fiu, mai mult îmi plac padurile, deși par să fie
aceleași produse, doar că unul este sub formă de toner și unul este sub formă de paduri îmbibate în acid glicolic. Mie mi se pare că funcționează mult mai bine padurile pe mine decât tonerul, așa că cu siguranță o să mai cumpăr acest produs, dar celălalt nu. Din câte îmi amintesc, eu cred că v-am mai vorbit despre aceste paduri într-un videoclip cu produse terminate. V-am spus acolo că îmi plac și le-am cumpărat din nou. Sunt niște produse care pentru mine chiar funcționează. De obicei îmi place să folosesc paduri cu acid glicolic. În general îmi place să folosesc paduri seara cu acis pentru că curăță mult mai bine tenul, plus că și are diferite beneficii în dependență de ce acid folosim desigur. Acidul glicolic îmi place că oferă luminozitate tenului meu și dimineața a doua zi chiar se vede această diferență când folosesc aceste paduri. Sunt niște produse accesibile și ok din punctul meu de vedere. Le-am folosit în sezonul rece și acum, fiindcă le-am terminat, nu o să le mai cumpăr pentru că vine sezonul cald și v-am mai spus în videoclipurile mele că acetul glicolic nu se folosește pe timp de vară sau în sezonul cald pentru că este fotosensibil la soare. Și ultimul toner este de la Pixi, se numește Rose Tonic. V-am mai spus că am încercat încă un toner de la ei, care este cu vitamina C, mi-a plăcut și acesta mi-a plăcut. Este un toner hidratant, îmi place că nu conține parfum, îmi place că este potrivit și tenului sensibil, este foarte plăcut și de cliente pentru că miroase foarte frumos, apă de trandafir. Și îmi place că conține foarte multe ingrediente, foarte multe extracte mai degrabă, care hidratează foarte bine tenul, cam așa arată produsul și recomand cu mare drag. O să trec la produsele hidratante de față și am aici un serum de la Paese care este cu 1,5% acid hialuronic. Este un produs pe care inițial l-am cumpărat pentru a-l folosi pe post de bază de machiaj înainte de a aplica fonul de ten. Dar să știți că l-am încercat în toate modurile posibile și nu funcționează, nu se combină cu niciun fond de ten și cred că v-am mai spus eu pe canalul meu sau pe Instagram, cred că am mai menționat că sunt unele produse de skincare care nu se combină cu fond de ten sau nu se combină însăși cu alte produse de skincare pentru că au formule diferite și nu se bat ele cap în cap mai degrabă. Așa că și acest produs sub fond de ten arată îngrozitor. Efectiv, după ce aplici fondul de ten pe acest produs, se adună produsul. Se fac așa, parcă niște fărămițele, ca și cum se exfoliază tenul. Deci, acesta este un semn că ceva nu este în regulă și chiar dacă l-am încercat cu multe fonduri de ten, deci nu funcționează așa. Așa că l-am introdus în rutina de seară ca să nu dau banii degeaba pe acest produs și să știți că rutina de seară a funcționat foarte bine pentru că hidratează foarte bine tenul. Am aici un produs de skincare pe care îl tot cumpăr într-una pentru că tenul meu nu poate fără acesta și este vorba despre această cremă de la La Roche-Posay care se numește Tolerian Sensitive Cream. V-am mai vorbit despre ea pe canalul meu de YouTube și am aici două, asta deoarece sunt două produse diferite. Acesta pe care îl cumpăr eu este crema potrivită tenului normal, tenului mix și tenului mix pregras. Cealaltă este varianta Rich. Eu am cumpărat de nevoie această variantă Rich pentru că nu găsisem acest produs la mine aici în oraș, în Boots. Și am luat acest produs să-l încerc, să văd dacă funcționează și am observat că este prea grasă pentru mine, pentru tenul meu mix pregras nu funcționează. Am decis să vorbesc despre ele și în acest videoclip, ca să știți că există două game. O gamă este potrivită pentru toate tipurile de ten, inclusiv celui mix pregras și gras. Cealaltă variantă este potrivită mai mult pentru tenul normal și uscat. Eu folosesc cel mai mult această cremă când am tenul sensibil și cel mai des o folosesc la trecerea aceasta dintre sezonul rece și sezonul cald, pentru că atunci îmi simt tenul cel mai deshidratat și sensibil, sau pot să o mai folosesc după tratamentele de peeling sau curățare și așa mai departe, atunci când tenul este mult mai sensibil și mult mai iritat. Am aici o cremă hidratantă de la CeraVe care se numește Moisturizing Lotion for Dry to Very Dry Skin. Cam așa arată. Este un produs universal. Poate fi folosit pentru hidratarea tenului sau pentru hidratarea corpului sau poate fi folosită ca și bază de machiaj pentru că se aranjează foarte bine fondul de ten pe aceasta. Totuși nu l-aș recomanda tenului foarte gras sau tenului problematic. Am aici o cremă hidratantă de la Nux Paris din gama Aquabella. Este potrivită tenului combinat. Cam așa arată. Mi-a plăcut foarte mult crema aceasta. Are o textură superbă, pur și simplu, și miroase minunat și hidratează foarte bine.
hidratează în același timp și parcă și matifiază puțin tenul, totuși lasă și puțin tenul luminos, așa și radiant. Foarte interesant efectul acestei creme și este și o excelentă bază de machiaj. Următorul produs este de la Clinique, Clinique ID Dramatical Different Oil Free Gel. Cam așa arată produsul. Aici, de fapt, sunt două produse, pentru că este loțiunea hidratantă cu cartușul acesta oranj. V-am tot vorbit despre acest produs atât în tutorialele mele, pentru că l-am folosit foarte des ca și bază de machiaj, l-am folosit în rutina mea de îngrijire personală. Mi-a plăcut foarte mult pentru textură, hidratează foarte bine tenul, nu are parfum, ceea ce nu irită tenul și este potrivită și pentru tenul sensibil. Și în combinație, această loțiune cu serumul acesta care este fatigue pentru tenul obosit și oferă puțină luminozitate, deci combinația este perfectă. Textura este așa de lejeră și se absorbe foarte rapid în piele, chiar dacă acum în rutina mea de îngrijire personală am alt produs de hidratare. Deci vreau să revin la acest produs pentru că mi-a plăcut foarte, foarte, foarte mult și cred că data viitoare când o să optez pentru un asemenea produs, o să optez pentru o altă variantă, pentru că ei au mai multe cartușe și mai multe loțiuni din acestea. În primul rând, mi-a plăcut pentru că are o cantitate foarte mare. Loțiunea aceasta, cât că are undeva 115 ml și cartușul acesta, cât că are 15 ml și el. Și mi-a ajuns pe foarte mult timp, l-am folosit atât pe mine cât și pe cliente. Nu știu, mi se pare foarte bună investiția. Am aici o cremă de ochi pe care am terminat-o de foarte mult timp și se numește Brightening Eye Gel de la Vitamin C Detox Skincare. Cam așa arată produsul. Să știți că nu m-a impresionat foarte mult, deși are ingrediente ok. Are o textură de gel și vine sub forma aceasta. Totuși, textura mi se pare una foarte, foarte light de gel, prea light și mi se pare că nu hidratează chiar atât de intens zona de sub ochi și nici n-am văzut eu că oferă un efect de luminozitate, așa că este un produs accesibil, dar să știți că sunt și produse accesibile care chiar te impresionează. Acesta nu m-a impresionat și cred că nu o să-l mai cumpăr. Dar acest produs de la Bioderma, care se numește Sebium Matte Control, cam așa arată, mi-a plăcut foarte mult și am folosit-o atât de zi cu zi ca și produs matifiant pentru tenul meu mic spre gras, cât și ca și bază de machiaj. Ca și bază de machiaj matifiantă. Sincer, se descurcă foarte bine pentru că ține sub control toată ziua sebumul și fondul de ten se aranjează foarte frumos pe aceasta. Dar fi să recomand o bază de machiaj matifiantă care să fie potrivită atât de zi cu zi cât și pentru un machiaj, pentru eveniment, să știți că recomand acest produs. Nu este neapărat necesar să folosiți o bază de machiaj care să fie matifiantă. Puteți folosi și un produs de îngrijire matifiant ca și bază de machiaj ca să mențineți cumva acest exces de sebum pe parcursul zilei. Are o textură foarte light, foarte fluidă, chiar atunci când o aplici pe mână, curge efectiv produsul și matifiază frumos și hidratează în același timp. Am aici un produs hidratant, dar de data aceasta nu este de față. Este un produs pentru sprâncene și gene, care este de la Eyebrow Queen și se numește Brow Serum. Cam așa arată, are 5 ml. L-am primit și pe acesta într-un pachet de PR să-l testez. Și să știți că este și varianta mare. V-am spus multe detalii despre acest produs în videoclipul cu rutina mea de îngrijire dimineața. Nu o să vă spun foarte multe în acest videoclip, pot să vă spun decât că îmi place. Într-adevăr, am văzut rezultatul. Eu cel mai des l-am aplicat pe gene, pentru că, din câte vedeți, sprâncenele mele sunt foarte dese, dar l-am aplicat ca și un serum reparator și hidratant. Mi-a plăcut că are ingrediente ok, mi-a plăcut că nu ustură ochii și dacă l-aș mai cumpăra, l-aș cumpăra în varianta mare, pentru că 5 ml nu mi-a ajuns pe foarte mult timp. Am vorbit destul de mult până acum și mai am foarte puține memorie, așa că o să trec rapid și prin restul produselor. Deci, mai am câteva produse de skincare, încă nu le-am terminat pentru că erau cele mai multe. Am aici două exfoliante și primul exfoliant este de la Polar Choice. După cum vedeți, nu se mai vede ce scrie pe el. Totuși, o să vă las o poză undeva aici să vedeți despre ce produs este vorba. Este un exfoliant cu 2% acid salicilic. V-am mai vorbit despre acest produs în videoclipul cu favoritele anului 2022.
V-am spus foarte multe detalii în acel videoclip, de aceea nu o să mai repet și aici. Este un exfoliant care mi-a plăcut, îl foloseam de regulă o dată pe săptămână pentru a exfolia celulele moarte, pentru a ține sebumul sub control și pentru a debloca porii. Următorul produs este de la The Ordinary și este exfoliantul cu 30% EC și 2% BC, cam așa arată produsul. V-am mai vorbit eu despre acest exfoliant, cred că într-un videoclip cu rutina mea săptămânală de îngrijire a tenului, cu siguranță în acel videoclip v-am spus mai multe detalii, o să vă las linkul aici. Totuși este un produs care cu siguranță o să-l mai cumpăr pentru că mi-a plăcut atât de mult, nu știu, pentru tenul meu chiar a funcționat foarte bine. De regulă îl foloseam o dată pe săptămână, îl lăsam să acționeze undeva 10 minute, după care îmi clăteam fața și poate aplicam o mască hidratantă sau o mască matifiantă după, dar pot să spun că acest exfoliant chiar oferă un efect vizibil de la prima aplicare, anume că parcă curăță foarte bine porii, oferă un efect așa de luminozitate, parcă minimizează porii, lasă tenul mult mai curat cu siguranță și, din punctul meu de vedere, este un produs accesibil și bun. Chiar produsul acesta de la The Ordinary l-aș cumpăra mereu. Am aici o mască de față care este de la SVR, se numește Sensifying Mask, conține un complex nutritiv de 25% și 2% niacinamide, cam așa arată. Este pentru tenul sensibil, pentru tenul intolerant, pentru tenul care a făcut diferite tratamente. Este un produs ok, dar să știți că nu m-a impresionat atât de mult. Mai mult pentru textură, pentru că, deși are o textură cremoasă, după ce o aplici pe față, se transformă într-un ulei, parcă este mult prea uleioasă și nu mi-a plăcut acest lucru, plus că am impresia că mi-încarcă puțin tenul. Deși nu ar trebui să fac acest lucru, dar pentru mine, pentru tenul meu mic spre gras, nu mi s-a părut atât de potrivită. Am terminat și două creme de față cu protecție solară și prima este de la Number 7, un brand de aici din UK, care se numește Protect Perfect Intense, are factor de protecție 50, UVA și UVB. Am luat crema aceasta, de fapt ne doream pe aceasta de la La Roche-Posay și fiindcă magazinul Boots de aici la mine din oraș este mult prea mic, nu am găsit-o pe cea de la La Roche-Posay și am căutat altceva și găsisem decât varianta aceasta de la Number 7 și fiindcă tot am găsit-o pe asta, am zis să o testez. Să știți că produsul este foarte bun. Este potrivită tuturor tipurilor de ten, dar cum să zic că pentru tenul meu mic spre gras nu s-a potrivit atât de bine, anume pentru textură. Deși îmi place că oferă tenului un efect foarte luminos, pentru mine este mult prea luminos pentru că am exces de sebum și lucește excesiv pielea. Cred eu mai degrabă că ar fi potrivită tenului normal, tenului uscat și tenului matur cu siguranță pentru că are niște ingrediente anti-aging. Mi-a plăcut că și fonul de ten se aranjează bine pe această cremă cu factor de protecție, însă, v-am spus, pentru mine nu s-a potrivit tocmai cel mai bine. Dar pentru cele dintre voi care au tenul normal, tenul uscat sau tenul matur, eu cred eu că va fi un produs minunat. Despre această cremă cu protecție solară de la La Roche-Posay v-am mai vorbit în videoclipul cu rutina mea de dimineață. Uite! Se numește Antelios Fluid Invisible, are factor de protecție 50, UVA și UVB. Îmi place foarte mult textura acestui produs, sincer, este atât de fluidă. Și se întinde foarte bine, nu lasă film alb pe față. De fapt, nici cea de la Number 7 nu lasă film alb pe față și se întinde foarte bine, doar că aceea este mult mai densă, dar aceasta este foarte fluidă. Foarte fluidă și se întinde atât de ușor și se absorbe atât de rapid în piele. Chiar îmi place mult textura și nu lasă pielea foarte uleioasă, nu. Deci, un pic de luciu este, însă nu are un efect din ăla foarte lucios. Mi se pare că este potrivită tuturor tipurilor de ten, în special tenului mix spre gras și gras. Am terminat și această apă micelare de la Garnier. V-am mai vorbit eu despre ea. Este anume varianta aceasta pe mov, care este cu flori de albăstrele, dacă nu mă greșesc, și este pentru tenul foarte delicat, pentru ochii foarte sensibil. Îmi place foarte mult mirosul acestei apă micelare. Foarte mult îmi place. Și pe lângă asta demachează foarte bine, sinceră să fiu. Dintre apele micelare de la Garnier, aceasta este favorita mea cu siguranță. O să trec rapid și la produsele de păr și am aici 5 la număr. O să încep cu aceste șampoane de la Schwarzkopf și dacă mi-ați urmărit videoclipul cu favoritele anului 2022, v-am spus foarte multe detalii despre acestea acolo. Winty! Winty face gălăgie pe aici.
V-am spus acolo că îmi plac foarte mult aceste produse și cu aceste produse am început eu îngrijirea mea profesională, de plec să zic așa, pentru că v-am spus că după ce m-am vopsit, părul meu este mult mai fin, mult mai capricios și necesită o îngrijire mult mai delicată, așa că am optat pentru aceste produse din gama Peptide Repair Rescue, cam așa arată. O să încep cu faptul că miros extraordinar de bine, foarte bine, au o textură foarte light și foarte reparatoare în același timp, atât și șamponul cât și balsamul și mi-au ajuns pe foarte mult timp. Le-am luat, cred că, prin septembrie 2021 și le-am terminat de-abia acum, prin martie. Deci mi se pare foarte ok să investești în astfel de produse pentru că ți ajung pentru foarte mult timp și sunt foarte bune. Deci chiar m-a impresionat gama aceasta de la Schwarzkopf. Șamponul curăță foarte bine, lasă părul moale, hidratat și balsamul la fel. Sunt foarte curioasă să testez și masca din gama aceasta. Deși îmi doream atunci când am luat aceste produse să o cumpăr și masca, era în variantă mică și mi-ajungea pentru foarte puțin timp, așa că am optat pentru altceva, pentru o variantă mai mare și am luat această mască de la Avella, dar vorbim în continuare și despre ea. Deci, recomand cu mare drag produsele, chiar sunt foarte curioasă dacă cineva dintre voi le-a testat și lăsați-mi impresia voastră mai jos în comentarii. Dacă nu le-ați testat, recomand să le testați. Masca aceasta de la Avella, din gama Invigo Nutri Enrich, vai, este minunată, minunată. Deși îmi doream să o includ și pe aceasta în favoritele anului 2021, erau prea multe produse acolo, știți, dacă ați văzut videoclipul și n-am mai introdus în acel videoclip și am zis eu că o să fac un videoclip cu rutina mea de îngrijire a părului. O să vină și acel videoclip, dar masca aceasta s-a terminat deja, așa că trebuie să-mi cumpăr alta pentru acel videoclip. O să încep cu faptul că miroase minunat. Dacă șampoanele de la Schwarzkopf miros splendid, deci asta absolut divin, sincer. Masca asta este foarte nutritivă și este pentru părul uscat și stresat. Deci părul meu a fost stresat, v-am spus, de la decolorare și chiar necesita foarte multă hrănire. De aceea am ales-o pe aceasta. Sincer să fiu, chiar am fost foarte, foarte, foarte impresionată de această mască și cred că o să fie una dintre favoritele mele pentru că efectul... Deci după ce aplici masca aceasta, de obicei eu aplic masca de păr și o las undeva 20-25 de minute. Deci părul meu este atât de moale, atât de hidratat, atât de hrănit, miroase, foarte frumos, își păstrează foarte mult mirosul după această mască părul. Deci n-am cuvinte, pur și simplu, eu recomand în tot sufletul și masca aceasta m-a făcut curioasă să încerc și șamponul și balsamul din această gamă, așa că cred eu că o să-mi cumpăr în cele ce urmează și șamponul, și masca, și balsamul. Să le încerc pe toate trei în această combinație. Am terminat și un ulei de păr de la John Frieda, din gama Repair, cam așa arată produsul. Dacă mi-ați urmărit ultimul videoclip cu produse terminate, v-am arătat acolo șamponul și balsamul din această gamă, din gama Repair de la John Frieda și v-am spus acolo că am încercat șampoanele din două game de la John Frieda și îmi plac foarte mult și am cumpărat și acest ulei. Foarte bun ulei acesta, sincer. Mirosul, din nou, este minunat, splendid, foarte frumos. Foarte plăcut și îmi place că lasă părul foarte moale, foarte strălucitor, însă este foarte dens, să zic așa, pentru că pentru părul meu este nevoie de câte o jumătate de picătură sau o picătură, este suficient, credeți-mă. Dacă pun mai mult, îmi lasă părul prea uleios și deja trebuie din nou spălat. Cel mai mult pot să zic că l-am folosit în cantitate mult mai mare, înainte de a spăla părul, pe tot părul, pe toată lungimea părului, pentru a-l descălci mai bine și pentru ca să nu se rupă pe timpul spălării. Am aici un serum pentru păr, pentru protecție termică, este de la L'Oreal și se numește Styleista The Slick Serum. Cam așa arată. Probabil își face treaba, probabil protejează părul împotriva arderii, dar pentru părul meu nu s-a potrivit. Textura aceasta de gel, aveam impresia că parcă îmi lipea părul, mi-l încălcea mai tare, de aceea nu mi-a plăcut, nu știu. Poate pentru altcineva funcționează, pentru mine n-a funcționat, așa că nu-l recomand și nu cred eu că o să-l mai cumpăr. Și ultimele produse sunt cele de corp și o să încep cu gelurile de duș. Am aici un gel de duș de la Sanex,
cam așa arată. Îl găsiți aici în UK, atât în Boots, în Superdrug, cât și în supermarketul, cred că este, da, este și în supermarketul. Și am optat anume pentru varianta aceasta Repair și este pentru pielea atopică, pentru pielea foarte sensibilă, pentru pielea uscată. Este mai degrabă un ulei pentru duș, nu are miros, pentru că este potrivit și pielei sensibile. Într-adevăr, a curățat foarte bine, a lăsat pielea moale, dar nu m-a impresionat cine știe ce. Asta cred că din cauza faptului că mie îmi plac mult mai multe gelurile de duș care au un miros. Am aici 3 produse de la același brand și am și un gel de duș de la brandul Vitamin E Skincare. Este un brand care mie îmi place foarte mult. Am încercat destul de multe produse de la ei și toate mi-au plăcut. Acesta este un gel de duș. Se numește Moisturizing Bath Soak. Are un miros foarte plăcut de cocos, pentru că conține lapte de cocos. Este potrivit pielei normale și uscate. Curăță pielea foarte bine și o lasă moale. Mi-a plăcut acest produs, sincer să fiu, chiar mi-a plăcut mai mult decât cel precedent. Am și un scrub care se numește Sugar and Oil Body Scrub, la fel pentru pielea normală și uscată, cam așa arată. A fost minunat produsul acesta, sincer, mi-a plăcut atât de mult pentru miros și nu numai. Mirosul este divin din nou și avea o textură foarte, foarte plăcută. Deci, ca și cum era o combinație dintre zahăr și miere. După ce îl masai pe piele și dădeai cu apă, se transforma efectiv într-un lăptișor și lăsa pielea foarte catifelată și foarte bine exfoliată. Mi-a plăcut extrem de mult acest produs și cu siguranță îl voi mai cumpăra din nou. Și desigur, fiindcă am încercat gelul de duș, am încercat scrub-ul, de ce nu să încerc și crema de corp? Am luat această cremă care se numește All Over Body Cream with Hibiscus Extract. Deci o cremă cu extract de hibiscus, cu vitamina E. Produsele de la Vitamin E Skincare îmi place că sunt accesibile și au și ingrediente foarte ok. Am încercat destul de multe produse de la ei, v-am spus, am încercat și produse de față. Dacă ați văzut în alte videoclipuri cu produse terminate, am încercat și un spray hidratant de la ei, am încercat și crema de ochi. Plus că după ce am terminat crema aceasta, mi-am cumpărat altă cremă de corp, tot de la ei, dar de data aceasta cu pompiță. În fine, să trecem la crema aceasta. Mi-a plăcut foarte mult, din nou, pentru miros și nu numai. Miroase foarte frumos, a flori, foarte proaspăt, foarte fresh și are o textură așa, nu foarte densă, care hidratează foarte bine corpul, o lasă moale. Mi-a plăcut. Să știți că există mai multe mirosuri și mai multe variante, puteți chiar să vă uitați și să vă alegeți. Și ultimul produs este o cremă de mâini pe care am cumpărat-o din Marks & Spencer. Cam așa arată. Mi-a plăcut, hidratează foarte bine mâinile, are o textură foarte lejeră și are un miros așa finuț și plăcut. Dragilor, cam acestea au fost toate produsele pe care le-am terminat. Cred eu că va fi un videoclip destul de lung pentru că am vorbit mult și am avut foarte multe produse. Sper tare mult că v-a plăcut videoclipul și sper tare mult că o să mă lăsați impresia voastră mai jos în comentarii. Am nevoie de feedback-ul vostru să văd ce vă place, ce nu vă place și de asemenea sunt foarte curioasă dacă ați testat și voi măcar unele dintre produsele pe care le-am menționat. Apropo, toate produsele, denumirile o să vi le las mai jos în descriere. Și nu uitați să vă abonați la acest canal dacă nu ați făcut-o încă și dacă vă plac videoclipurile mele, apăsați și pe clopoțel pentru a fi la curent cu noile clipuri, iar noi ne vedem data viitoare. Pa, pa!